A vrut să traverseze strada, dar a fost spulberat de un camion. Un bărbat de 35 de ani din Bălți a murit în urma unui accident. Tragedia a avut loc în seara de 24 septembrie, în jurul orei 20 și 40 de minute, pe o stradă din orașul Bălți. Polițiștii care s-au dus la fața locului au constatat că pietonul a fost lovit în timp ce traversa neregulamentar. Din păcate, impactul a fost atât de puternic încât bărbatul s-a stins pe loc. Bărbat în vârstă de 52 de ani, conducând un alpă camion de model Volvo, a tamponat mortal un pieton care traversa strada neregulamentar. Șoferul a fost supus testului alcooloscopic și s-a dovedit că acesta nu se afla în stare de ebrietate. Polițiștii din Bălți au pornit o cauză penală și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul de circulație.